de Guvernul României. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Crește tensiunea pe măsură ce se votează în toată țara. Sociologul Mirel Palada și analistul Nils Schnecker vin în câteva secunde cu noi date de la vot. O nouă răsturnare, aflăm cine câștigă. Totodată avem informații de ultimă oră din sediile candidaților. Ce se decide chiar acum la principalele partide politice? Aflați imediat! Pericolul infectării la vot și cozi uriașe în mai multe localități. Noile focare descoperite în ziua alegerilor. Avem și informații de ultimă oră din biroul prezidențial. Ce se întâmplă acum la Palatul Cotroceni, aflați imediat. Vor fi imagini incendiare cu președintele făcut laș în scandalul buletinelor de vot. Și alegerile de care depinde soarta României. Așadar, la România TV, doamnelor și domnilor, aflați oră de oră prezența la urne, rezultatul votului și comentariile celor mai buni analiști vor fi aici, în direct. La ora 21, în exclusivitate, vă vom prezenta rezultatele votului și veți afla cine câștigă aceste alegeri. Sunt date ample Sociopol culese aici din toată țara. La România TV, așadar, veți afla cine câștigă primăria capitalei, dar și primăriile din fiecare județ al României. Alegerile și rezultatele sunt aici. Ultimele informații, fără îndoială, le știe deja Nils Schnecker și așteptăm să ni le spună și nouă. Nils, bun găsit! Dă-ne cifrele! Bun găsit, Cristina! Ca și până acum, începem cu prezența la vot. Pentru că această prezență ne poate spune cam pe unde ne aflăm și cum se comportă lumea în această zi deosebită de vot în pandemie. Nu de alta, dar spectacolul alegerilor locale 2020 aici la România TV continuă cu, evident, punctul culminant la ora 21, când vom avea rezultatele celui mai mare sondaj de opinie făcut în ziua votului de către Sociopol. Mirel Palada, apropo, directorul Sociopol, va veni și el în studio peste câteva minute, pentru că încă mai butonează la cifre. Să ne uităm puțin la prezență, după cum spuneam, avem la nivel național 27, eu am 38, voi aveți 44, ia să vedem care este de fapt cifra, 27,44. Perfect. Suntem acum la aceeași cifră. La nivel de București, 21,24% din cei înscriși pe listele permanente s-au prezentat la urne și au votat. Pe sectoare, sectorul 1, 24,82%, sectorul 2, 21,97%, sectorul 3 și cel din urmă însemnând cel mai la coadă, 17,66%, sectorul 4, 21,50%, sectorul 5, 21,81% și sectorul 6, 22,46%. La ca și județe fruntașe avem Olt, Giurgiu, Teleorman, Mehedinți și Gorj, iar ca și județe codașe, Bucureștiul este cel din urmă cu 21,24%, Covasna, Vaslui, Iași și Galați a intrat în top 5. Observați că Harghita a ieșit din ultimul 5, adică din coada de 5, ceea ce înseamnă că acolo lumea votează de zor. Dacă ne uităm la regiunile istorice, vedem în continuare Oltenia pe locul întâi cu 32,6%, Muntenia și Dobrogea cu 27,67%, Transilvania nu mai este pe ultimul loc. Bravo, Transilvania! Bravo! Ați văzut că dacă vreți puteți vota. Asta a fost din cauza sau datorită, cum vreți, depinde de unde te uiți. Competiției care vă ziceam, aceea de la Cluj. Bum, 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 bum. Nu atât la, nu primărie. La Cluj, la Consiliu. Bun. Cine mai rămăsese? Deci, Transilvania 26,3 pe penultimul loc și pe ultimul loc doar cu un pic sub Transilvania, Moldova cu 26,3.
0,1%. La capitolul bărbați-femei se strânge și mai mult ecartul. Vă spuneam că la un moment dat, probabil pe la ora 4-5, o să ieșim undeva egalitate. 49,88% sunt bărbați. Au sărit în... Stați, scuzați! Mea culpa! Pun cenușă în cap! S-a schimbat balanța! S-a schimbat... A crescut numărul de femei. 50,11%. Deci mai devreme de ora 4 este ora 3. Și s-a schimbat această balanță. 50,11 femei. Eu mă așteptam mai pe la ora 4 să se întâmple acest lucru. Interesant să ne uităm la vârste. De ce este interesant la vârste? Pentru că acolo partea sau categoria de vârstă la care noi ne obișnuisem să voteze din greu, pensionarii 65+, de data asta reprezintă doar 26% din cei care au ieșit la vot. În schimb, cea mai mare categorie este la vârstele 45-64 de ani, 38,75%. Nu s-a schimbat foarte mult procentul la cei foarte tineri, 18-24 de ani, 6,7%. În schimb, a crescut ceva la categoria 25-34 de ani, am ajuns la aproape 12%. Astea sunt... mai avem încă urbanul și ruralul pe care îl vedem acum, și anume la urban 22-03, rural 34-86. Observați că și aici cartul începe să se strângă, pentru că, așa cum vă spuneam, după amiază oamenii în oraș încep să iasă și ei la vot. Ce învățăm sau ce înțelegem noi din toată această poveste? Înțelegem faptul că aceste alegeri, teoretic, doar teoretic, seamănă cu cele locale din 2016. Unde este însă marea diferență? Marea diferență constă în faptul că în acest an, din cauza regulilor stricte de igienă, în secțiile de vot intră doar 5 persoane. Ceea ce face ca ritmul de vot de 5 să se păstreze. Ceea ce înseamnă că dacă s-ar vota în același ritm procedural care era în 2016, unde era un flux continuu, atunci am vedea o prezență mai mare la vot. Dar fiindcă acum nu vedem decât 5, restul lumii e la coadă. Închipuiți-vă că aceste cozi, care țineți minte, în 2016 nu existau, dacă aceste cozi intrau mai repede să voteze, desigur aveam procente mai mari decât în 2016. Deci, în alte cuvinte, pe de o parte, interesul pentru vot pare să fie mai mare acum decât în 2016. Pe de altă parte, dacă luăm zonele de luptă mare, Bucureștiul, Timișoara, Cluj, Iași, vedem că interesul nu este chiar atât de mare pe cât ni-l închipuiam, este undeva chiar sub cel din 2016. Și al treilea lucru pe care trebuie să-l remarcăm este ceea ce spunea Mirel Palada ora trecută, și anume că 2016 a fost un an excepțional, deosebit, și care nu se va mai repeta. A fost o singură dată într-un secol și nu se va mai repeta acest gen, această structură de vot pe care am avut-o în 2016. Veneam atunci în cu totul alte condiții politice și de aceea votul a fost altfel structurat. De aceea comparațiile uneori, chiar dacă le facem pentru că ne așa trebuie să ne referim la ceva, din punct de vedere al structurii de vot, cum ne explica Mirel Palada, nu putem să le comparăm pe cele două. Din contră, Mirel spunea că mai degrabă structura anului acesta seamănă cu structura anului 2008. Faptul că nu ies cei 65+ la vot și faptul că, într-adevăr, chiar și procentul celor în categoria 44-64 este ceva mai mică decât la scrutinurile precedente, ne spune totuși un lucru interesant, și anume că există o temere față de acest virus. Vă spuneam mai de dimineață că eu, de exemplu, nu m-am dus la vot, va fi primul vot pe care îl voi rata, nu mi-am dorit niciodată, întotdeauna am considerat votul ca fiind o obligație cetățenească și continui să cred acest lucru, dar vă spun cinstit, îmi este teamă nu atât de condițiile din secția de vot, cât mie personal îmi este teamă
de cozile din afară. Și cred că sunt oameni la fel care gândesc în același mod, respectiv mai ales din zona de 65+, pentru că reprezintă o categorie mare de risc sau de risc mare. Da, și atunci... Nils, aici vreau să vedem. Să știi că eu am fost la vot și aglomerația mi s-a părut în secția de votare. Noi acolo eram 4-5, dar cei care organizau erau om lângă om și erau 7-8-9 într-o săliță mică, așa, deși școala era foarte mare, dar o să vedem ce se mai întâmplă. Aici vreau să vedem și cu invitații mei, Mihai Drăgan, Anton Hader și Dumitru Pelican, practic, ce fel de alegeri sunt acestea, că atunci când vorbeam de stare de urgență și aveam câteva zeci de îmbolnăviri, să spunem, pe zi, stăteam în casă pentru că vedeam imaginile acelea incredibile, nu știu, cu sicrie, dacă vreți, cu oameni bolnavi în spitale și stăteai în casă, ți era și frică să, nu știu, să deschizi geamul, să nu te îmbolnăvești. Și acum, când avem aceste cifre record, alegerile sunt sub control, ne spun autoritățile. Dumitru Pelican, ați fost la vot? Nu am fost la vot, o să merg după ce ies din emisie, după ora 17. E un timp frumos, procentul este, zic eu, nu bun, ci foarte bun, dat fiind faptul că, într-adevăr, ce spunea Nils, este o teamă a populației de această pandemie, da? Apoi, am văzut foarte multe mașini când veneam spre redacția România TV, că veneau spre București, semn că, fiind vreme frumoasă azi, față de ieri, oamenii s-au dus pe la rude, pe la țară, da? Și se întorc. Deci mă aștept ca... după această oră, după orele 16 spre 17, prezența la vot să crească. Și mai e ceva, contează foarte mult faptul că intră doar câte 5, calminte procentul ar fi fost și mai mare, a sintetizat foarte bine Nils Necker. Eu am vorbit cu multe lume, foarte mulți se duc la vot, nu au teamă de acest virus, dar sunt și păreri, trebuie să le spunem, să recunoaștem, care se tem de prezența la vot. Una peste alta, e un procent bun, spre foarte bun, până la această oră la vot. Să vedem însă ce va fi mai pe seară și faptul că doar 5 vor intra în secția de vot, mă tem că multe cozi care se vor face și vor rămâne mulți fără dreptul de a vota. Asta este, una peste alta am mai primit și vești, vor fi surprize, vorbesc de București, nu putem spune nimic, da, sunt 3 mari surprize, așa mi s-a comunicat, vom vedea, uneori și sondajele ne joacă feste, așa că să așteptăm până la urmă votul complet, închiderea lor și exit poll-urile de la orele 21. Mihai Drăgan, vă este teamă, ați fost să votați? Am fost să votez. Mie nu mi-a fost teamă de acest virus încă de la început. În sensul că, sincer, nu prea am crezut. Mi s-a părut foarte multă manipulare. Am recunoscut acele imagini despre care vorbeați și dumneavoastră cu sicrie și cu camioane, că întâmplător erau dintr-o zonă de conflict din fosta Iugoslavie și erau vechi de mulți ani. Așa că în momentul în care cineva încearcă să mă manipuleze de la început, îmi este foarte greu să-l cred ulterior. Așa că și o chestiune. Plus am auzit... Eu am văzut sicriele din patinoarele Madridului, pentru că nu mai aveau loc. Toate patinoarele Madridului erau morgă. Așa că și eu am fost fizic și le-am văzut. Deci credeți-mă, erau morți pe bune. Da, nu ne mai da asemenea vești, Nils, te rugăm mult. Eu nu am spus că nu s-a murit ca incidență și a acestui virus, dar încă o dată nu mă cunosc, deși mă verific, cu boli grave și care să poată deveni mortale în prezența virusului respectiv, în primul rând. În al doilea rând, eu sunt de principiu că viața trebuie să meargă înainte. Până una alta, această omenire a trecut prin războaie, prin pandemii, a trecut prin situații foarte dificile. Nu știu dacă vom muri de pandemie, dar dacă stăm în casă și ne ascundem sub plapumă, în mod cert vom muri de foame. Ideea e să fie bine organizate, să fim cu toții conștienți că pericolul există și poate, nu știu, mai relaxați dacă reușim. Eu am votat în sectorul 1 și să știți că nu sunt surprins și chiar a fost o organizare deosebită. Ni s-au dat încă de la intrare mănuși, am fost dezinfectați, ni s-au dat măști. Mănuși, deci, aveți? Vorbim că este un sector bogat, ți se dau și mănuși și măști, dar să vedem ce se întâmplă în provincie.
Nu, nu, stați un pic, nu știu ce e în provincie, eu știu că nu neapărat că e un sector bogat, este necesar. Vedeți dumneavoastră buletinele, cel puțin operatorii aceia intră în contact cu multe buletine. Ștampila respectivă e atinsă de multe persoane. Eu cred că este un gest de, cum să zic, de responsabilitate. Deci din punctul ăsta de vedere, ca și organizare, nota 10+. Zeci de persoane așteaptă să voteze în Ștefănești. De jos sunt cozi uriașe la secțiile de votare. Oamenii nu mai respectă regulile impuse de autorități. Nu se păstrează distanța necesară, iar unii nici măcar nu poartă mască de protecție. Astfel există un adevărat risc de infectare la secțiile de votare. Totul și în contextul în care astăzi am avut peste 1400 de noi cazuri de coronavirus, 31 de decese. Colega mea, Raluca Mândoiu, se află acolo și ne spune cum se desfășoară procesul de votare. Raluca. Bun găsit! Prezență covârșitoare în continuare la secțiile de votare din localitatea ilfoveană Ștefănești de Jos. Zeci de persoane așteaptă în medie o oră și jumătate pentru a reuși să intre și să își exercite dreptul la vot. Sunt prezenți jandarmii de la Brigada de Intervenții Speciale, dar și polițiști. Au fost montate garduri de protecție astfel încât situația să fie ținută sub control, pentru că pur și simplu oamenii se îmbulzesc, se împing unii între alții pentru a ajunge mai repede în față. Acum oamenii legii le-au adus și măști de protecție, mai devreme însă nu purtau măști și chiar ne-au spus că nu le este frică de virus, pentru că în Ștefănești virusul se sperie de cetățeni. Cifrele însă la nivel național continuă să fie de-a dreptul alarmante. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat încă 1438 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, cele mai multe dintre ele în municipiul București și în județele Harghita, Iași și Brașov. De asemenea, s-au înregistrat 31 de decese, iar peste 500 de români se află internați în secțiile de terapie intensivă în stare gravă sau chiar critică. Așadar, astăzi trebuie prudență multă, trebuie respectate atât legile electorale, cât și regulile care se impun pe durata pandemiei de coronavirus, în condițiile în care vedem că există riscul răspândirii. Imagini incredibile. Luis Lazarus este alături de noi și mulțumesc pentru asta. Luis, lumea se îmbulbește acolo, vrea să ajungă la vot și vedem, ajungem, nu știu, ca în străinătate, jandarmi, sunt garduri puse deja. Ce se întâmplă? Păi și eu transmit tot din Ștefănești, să știi, Cristina. Numai că, pentru cine nu știe, Ștefăneștiul are o particularitate, în sensul că mai are înglobat un mare cartier din nordul capitalei, cel mai mare cartier, care e de fapt cât un oraș. Și acest cartier are și el vreo 1500-2000 de votanți și avem aici, în spatele camerei, o circumscripție unde se poate vota și unde, bineînțeles, nu este aproape nimeni. Practic, avem două situații ciudate. În Ștefănești de Jos, în sat propriu-zis, e toată nebunia aia pe care voi ați arătat-o. Și aici, în cartierul cu pricina, care de altfel ar putea modifica votul considerabil, o să vedem în ce măsură, și eu mă pregătesc să mă duc să votez în câteva momente, pentru că și eu aparțin tot de Ștefănești. Deci, repet, acest cartier care ar putea modifica rezultatul Ștefăneștiului, iată că nu se grăbește să voteze și nu e niciun pericol aici. Privind în general lucrurile, într-adevăr, avem locații, zone și secții de